pe nume, ne-a spus că sunetem liberi, împlinind în viață demnul de a iubi unul pe altul. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Bun este Domnul cu cei care nădăjduiesc în El, cu sufletul care îl caută. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite Sfințiile voastre, dragi părinți concelebranți, dacă părinte Felix, asistentul spiritual al Țiunii Catolice și al tinerilor din dieceză, dar și din țară, dragi și iubiți seminariști, dragi persoane consacrate, dragi tineri și tinere, dați și iubiți credincioși, e o mare bucurie pentru noi să stăm astăzi în jurul crucii care îl aduce aici pe Iisus din nou cu o bucurie particulară, întâlnindu-i pe tineri, care vine la noi aici și astăzi, celebrând jertfa Sfintei Liturghii, coboară la noi. Celebrăm această Sfântă Liturghie însoțită de Preacurata Fecioară Maria, Mama lui Iisus și Mama noastră, dar și însoțită de imaginea Episcopului nostru, fericitul Anton Turcovici. Cu această dorință ca noi, invitați de Iisus să-L urmăm, să descoperim bucuria crucii. Pe voi, dragi tineri, această iubire a lui Iisus nemărginită trebuie să vă cucerească mereu. Și astăzi, în această zi, în aceste zile, cât
Crucea lui Iisus, crucea tinerilor, din dorința Sfântului Părinte Sfântul Ioan Paul al II-lea să află aici, astăzi, să vă reînnoiți bucuria slujirii lui Hristos, ca să puteți fi mesagerii Lui de iubire în toată lumea. Ne unim cu episcopii care se cântesc la noi și la familiile noastre. Ne unim cu toți tinerii care îl caută pe Iisus și cu tinerii din țara noastră. Și vrem să celebrăm cu bucurie acum iubirea noastră față de Iisus, ascultându-i cuvintele și primindu-l în inima noastră. De aceea îi cerem iertare spunând, mărturisesc. Aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Ne rugăm, te rugăm, Doamne, ca harul Tău să ne întâmpine și să ne însoțească pururi, ca să nu încetăm niciodată de a face binele, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Paul, apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și care cred în Hristos Iisus. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos, întrucât ne-a ales în El mai înainte de întâmierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Iisus Hristos, după placul voinței sale, spre lauda gloriei Harului Său, cu care ne-a copleșit în Fiul Său prea iubit. În El avem răscumpărarea prin sângele Său, iertarea păcatelor după bogăția Harului Său, care a prisosit în noi, în toată înțelepciunea și priceperea. El ne-a făcut cunoscut misterul voinței sale, după planul pe care l-a hotărât de mai înainte în El, ca să-l realizeze la împlinirea timpurilor, și anume să fie reuniune toate cele din cer și cele de pe pământ, sub un singur cap, Hristos, cuvântul Domnului.
făcut cunoscută mântuirea sa. Pentru că a făcut lucruri minunate, dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus aminte de îndurarea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. Adevărul și viața, spune Domnul, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus le-a spus: vai vouă, pentru că ridicați monumente profeților pe care i-au ucis părinții voștri. Astfel sunteți martori și consimțiți la faptele părinților voștri, pentru că ei i-au ucis, iar voi le zidiți mormintele. Tocmai de aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a spus: le voi trimite profeți și apostoli, dar vor fi uciși și persecutați de ei, ca să se ceară cont acestei generații de sângele tuturor profeților vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și sanctuar. Da, vă spun, se va cere cont de la această generație. Vai vouă, învățați ai legii, care ați luat cheia cunoașterii. Voi nu ați intrat, iar pe cei care voiau să intre, i-ați împiedicat. După ce au ieșit de acolo, cărturarii și farizeii au început să îi se împotrivească cu înverșunare și să-l constrângă să vorbească despre multe lucruri, întinzându-i curse ca să prindă ceva din gura lui. Cuvântul Domnului.
Lăudat să fie Iisus și Maria. Preasfințite Petru, preasfințite Aurel, dragi confrați preoți, dragi tineri, dragi credincioși. Am mai umblat pe aici, pe acolo, în stânga și dreapta și am văzut cruci mai frumoase decât această cruce. Am văzut chiar și icoane mai strălucitoare, pline de pietre scumpe, mai frumoase decât această icoană. Pe cât este adevărat că fiecare cruce, fiecare icoană, fiecare semn religios este frumos în sine, pe atât de adevărat este că aceste simboluri sunt încărcate de o frumusețe deosebită. De ce această cruce atât de simplă, această icoană, la fel de simplă, în seara aceasta aici, în catedrala noastră? De ce ne adunăm, chiar dacă ne-am adunat în jurul altarului, pentru că este altarul jertfei lui Hristos, ne adunăm în jurul acestor simboluri, așa cum de-a lungul istoriei s-au adunat milioane, și nu greșesc, milioane și milioane de persoane. Înseamnă că această cruce și această icoană au o istorie deosebită. Dragi tineri, la încheierea anului jubiliar vă încredințez însuși semnul acestui an sfânt, crucea lui Hristos. Purtați-o în lume ca semn al iubirii lui Iisus Hristos pentru omenire și spuneți tuturor că numai în cruce există salvare și mântuire. Acestea au fost cuvintele Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea în 1984, când la încheierea anului sfânt, început în 1983 și încheiat în aprilie 1984, a încredințat această cruce cu aceste cuvinte, cu această misiune tinerilor din lumea întreagă. Dar cum a apăruse această cruce? La începutul anului sfânt, Sfântul Ioan Paul al II-lea a spus: aș vrea ca aici lângă altarul din Bazilica Sfântul Petru să fie o cruce, dar o cruce mare, să se vadă. Și a apărut această cruce mare, aproape de 4 metri, 3 metri și 80 de centimetri. Și a străjit altarul din Bazilica Sfântul Petru pe timpul anului sfânt. Iar la încheiere, după ce Sfântul Ioan Paul al II-lea a închis poarta sfântă, a închis anul jubiliar, a încredințat această cruce tinerilor din lumea întreagă cu acest mesaj. Aici este începutul acestei istorii a crucii, acestei aventuri a acestei cruci. Și imediat această cruce a început să călătorească. Tinerii au înțeles repede mesajul Sfântului Părinte și l-au pus în practică și au început să poarte această cruce pe străzile lumii întregi. În 1985, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a făcut un alt pas. I-a invitat pe tineri ca în Duminica Florilor să vină în piața Sfântul Petru și să celebreze împreună Duminica Florilor și pregătirea pentru a celebra învierea lui Iisus Hristos. A fost o invitație simplă, chiar dacă venea din gura Sfântului Părinte, dar în piață s-au adunat peste 300.000 de tineri. Și Sfântul Părinte a rămas impresionat. Astfel încât în același an, în 1985, în noiembrie, a spus Sfântul Părinte: ce-ar fi ca, începând din acest an, în fiecare Duminica Florilor, să celebrăm Ziua Mondială a Tineretului. Tinerii din lumea întreagă să aibă o zi a lor. Și astfel, din 1986, a început să se celebreze în fiecare an, în Duminica Florilor, Ziua Mondială a Tineretului. Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, iubindu-i atât de mult pe tineri, a mai făcut un pas. A văzut că lucrurile funcționează, că tinerii răspund, că sunt generoși. A zis: ce-ar fi ca din când în când, odată la 2-3 ani,
să facem o întâlnire mondială a tineretului. Și prima întâlnire mondială a tineretului a fost în 1987 la Buenos Aires. Și de atunci au început întâlnirile mondiale ale tineretului odată la 2-3 ani. Astfel încât această cruce a devenit simbolul zilelor mondiale ale tineretului. Și a început să călătorească din ce în ce mai mult. Ediția ale zilelor mondiale ale tineretului care a avut loc, spuneam, la Buenos Aires, la Santiago de Compostela, la Paris, la Roma în anul sfânt, la Denver, în Statele Unite, la Toronto, în Canada și așa mai departe, ultimele ediții la Sydney, în Australia, Madrid, apoi la Rio de Janeiro. Și această cruce a fost prezentă mereu. A fost o ediție și la Manila, în Filipine, care a bătut recordul de participare, peste 4 milioane de tineri care s-au adunat în jurul acestei cruci. Semn că tinerii au înțeles mesajul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, a înțeles mesajul de speranță și de încredere. Papa Ioan Paul al II-lea a mai făcut un pas. În 2003 a încredințat această icoană. Este o copie a icoanei Salus Populi Romani, salvarea, scăparea poporului roman al Romei, dar noi toți suntem uniți cu Roma, deci scăparea tuturor, o icoană originală care se află în Bazilica Santa Maria Maggiore de la Roma, Sfânta Maria cea Mare, a încredințat o copie acestei icoane și le-a spus tinerilor în 2003, așa cum Sfânta Fecioară Maria a stat la picioarele crucii, pe Golgota, însoțește această cruce a tineretului și este Maica plină de speranță, ocrotitoarea tineretului. Și din 2003 și această icoană însoțește crucea zilelor mondiale ale tineretului. Iată care este istoria. Foarte multe lucruri ar fi de spus, dar nu este cazul să ne lungim. Sunt convins că voi, dragi tineri, veți da un Google search, vă rog, nu acum, după Sfânta Liturghie acasă și puteți să aflați și să vedeți mai multe lucruri. Și totuși ceea ce am spus noi până acum nu este suficient. Nu este suficient dacă în seara aceasta, după ce în ultimele săptămâni aceste simboluri au călătorit, începând din țările Baltice, apoi au ajuns în Rusia, în Ucraina, în Republica Moldova, de unde noi zile trecute, împreună cu Preasfințitul Aurel și cu o delegație de tineri, am preluat aceste simboluri, iată a ajuns și în România și în seara aceasta aici, în inima diecezei, în catedrala noastră. Și spuneam, nu este suficient dacă în seara aceasta nu atingem crucea lui Hristos și icoana Maicii Domnului, dacă nu ne lăsăm atinși de crucea lui Hristos și dacă la rândul nostru nu atingem inimile celor din jurul nostru. Nu este un simplu gest, îl facem în Vinerea Mare, îngenunchem în fața crucii, pentru că pe cruce a murit Hristos, îl adorăm pe Hristos care și-a dat viața pe cruce. Avem ocazie și în seara aceasta, după Sfânta Liturghie, după ce va fi un moment de adorație comunitar, să trecem, să sărutăm crucea, să sărutăm icoana Maicii Domnului, fără ca să fie un gest exterior. Dar mai ales, cred că este important să ne lăsăm atinși de crucea lui Hristos. În inima noastră, acolo unde sunt rând deschise, acolo unde deja este prezentă crucea, în greutățile, în dificultățile, în problemele, în neclaritățile noastre, în acele momente în care poate uneori suntem la limita disperării, să lăsăm ca această cruce să atingă toate aceste rând ale noastre. Și mai ales, pentru că noi credem că tinerii sunt fericiți, totul le merge bine, foarte frumos, există multă suferință, multă cruce în viețile și în inimile tinerilor. Și cea mai mare, poate, suferință în aceste timpuri este, trebuie să spunem lucrul acesta, că uitându-se în jurul lor, la nivel social, la nivel politic, văd din ce în ce mai puțină susținere. Aproape nimeni nu se gândește la ei, doar biserica. Și cei care au tărie privesc
la crucea lui Hristos, dar nu toți reușesc lucrul acesta. Există multă suferință și în viețile tinerilor. Există suferință, există cruce în viața fiecăruia dintre noi. Să lăsăm ca această cruce a lui Hristos să lase semne în inima noastră, dar ne uitând că această cruce nu înseamnă doar durere, doar suferință, ci este semnul victoriei. Este semnul victoriei lui Hristos asupra răului, asupra păcatului, asupra morții. Și această victorie se realizează și în viața noastră. Deci e un mesaj plin de speranță. Aceasta trebuie să fie atingerea cea mai puternică a crucii. Să mărească noi credința, speranța și iubirea. Și în al treilea rând, dacă ne lăsăm atinși de crucea lui Hristos, de Maica Domnului, nu putem să nu atingem inimile celor de lângă noi. Să ducem mai departe acest mesaj, să ne pese de cei de lângă noi. Gândiți-vă că această cruce a trecut în felurite locuri, spuneam de țări, dar a trecut prin sedii de președinții, parlamente, guverne, a trecut prin seminarii, a trecut prin școli, prin licee catolice, a trecut prin spitale, a trecut prin sanctuare, a trecut prin cătunele cele mai sărace, pentru ca să atingă inimile oamenilor. Dar mesagerii cei mai puternici ai crucii erau oamenii tineri care duceau mai departe acest mesaj al victoriei crucii, un mesaj plin de speranță. Dacă noi suntem în seara aceasta aici, primim această misiune, ca mergând acasă, mergând la prietenii noștri, în sălile noastre de cursuri, unde suntem noi, la locul de muncă, să ducem acest mesaj al speranței celor de lângă noi, să fim mesageri ai crucii care spun, și să spunem celor care ne înconjoară, da, știu că poate și în viața ta există cruce, suferință, durere, greutăți, poveri, dar există și această cruce glorioasă, luminoasă, care transformă viața ta. Ai încredere că Dumnezeu știe să te ajute, știe să te susțină. Dumnezeu te îndreaptă pe drumul cel bun. Ai această încredere că Iisus Hristos nu a murit degeaba pe cruce. Să-i cerem lui Hristos în seara aceasta să ne dea tocmai acest har, să atingem crucea sa mai mult în mod spiritual, să ne lăsăm atinși de crucea sa și la rândul nostru să atingem inimile celor care ne înconjoară. Lăudați să fie Iisus și Maria! Fraților prea iubiți, Sfânta Cruce este dovada dragostei nemărginite a lui Dumnezeu față de noi și a voinței sale ca noi, toți oamenii, să ajungem la mântuire. Să lăsăm pe Hristos, așa cum ne-a îndemnat Părintele, să ne atingă El, cel înălțat pe cruce, să ne atragă spre El și să ne vindece de rănile noastre sufletești. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, ajută-ne să rămânem credincioși față de Sfânta Cruce cu care am fost pecetuiți la botez. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul să iubim crucea ta sfântă și să o purtăm pe a noastră cu răbdare pe urmele tale. Ajută-ne ca prin contemplarea Sfintei Cruci să ne dăm seama de răutatea păcatelor noastre. În
Întărește-ne când întâmpinăm greutăți în înfăptuirea voinței tale. Învață-ne să unim suferințele noastre cu ale tale și astfel să contribuim și noi la mântuirea tuturor oamenilor. Umple-ne de recunoștință și de iubire față de tine, ori de câte ori facem semnul Sfintei Cruci. Fă-ne să participăm tot mai intens la Sfânta Liturghie, care este actualizarea jertfei tale de pe cruce. Dumnezeule Părinte Îndurător, Tu ai voit ca Fiul Tău să-L învingă pe cel rău, pe diavol, prin lemnul cruci. Ajută-ne și pe noi ca prin puterea ei să învingem toate ispitele celui rău și să ne apropiem tot mai mult de Tine. Prin Hristos, Domnul nostru. Mereu
Predați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Primește, Doamne, rugăciunile credincioșilor Tăi împreună cu darurile pe care ți le oferim, pentru ca îndeplinindu-ne cu iubire aceste îndatoriri de fii ai Tăi, să putem ajunge în mărirea Ta prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul Timpului și al Istoriei. Tu l-ai blăzmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile, pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a te preamări și a-ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, te laudă într-un singur glas cântând cu bucurie. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers, și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cele noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De
De asemenea, după cine lung patiru și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acest tot. Acesta este patirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintire. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine. Dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să o dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, Episcopul nostru Petru, Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde sperăm să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată, atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Este porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cei. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liber de păcat și ferit de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale,
binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai în cuvânt. Tu m-ai chemat, mi-a
ți-ai dat putere să te iubesc, să primesc o mângâiere. Thank you.
să ne rugăm. Dumnezeule, noi implorăm stăruitor maestatea ta, ca crănindu-ne cu trupul și sângele preasfânt al Fiului tău, să ne faci părtași de firea dumnezeiască, prin Hristos Domnul nostru. Imediat după Sfânta Liturghie va avea loc adorația crucii și venerarea icoanei Maicii Domnului, un moment de rugăciune în comun, un moment de rugăciune comunitar. După aceea vom avea posibilitatea să ne apropiem de cruce, să o venerăm așa cum facem în Vinerea Mare. După ce încheiem acest moment de rugăciune, va trebui să ne pregătim să purtăm această cruce spre București, pentru că mâine dimineață, deja la ora 11, este o celebrare într-o parohie din București. Da, Sfințite, Sfințile voastre, dragi tineri și tinere, o mare bucurie pentru noi în această seară, pentru care preamărim pe Dumnezeu și mulțumim Maicii Domnului că a însoțit pe Iisus aici, crucea sa, cu imaginea sa, catedrala noastră, simțindu-se acasă. Sigur că ne bucurăm pentru acest mare dar, ca simbolurile ce onorează tineretul din întreaga lume, crucea și icoana Maicii Domnului, să fie aici, pentru a ne sensibiliza, pentru a ne atinge, pentru a revărsa în inimile noastre o bucurie nespusă în drumul slujirii noastre. Sigur că vă mulțumim tuturora că ați participat, tuturor elevilor, seminariștilor, studenților, dar și tuturor familiilor. Și sigur că acest lucru ne face să ne simțim fericiți. Ne vom gândi mereu, crucea a fost în familia noastră. Crucea a fost la noi. Știm că miercurea viitoare este o zi particulară. Prima sărbătoare a Sfântului Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, de când a fost declarat Sfânt. Sigur că ne vom gândi și noi aici să ne bucurăm cu Sfântul Părinte, care ne-a făcut atâtea bucurii, inclusiv crucea de astăzi și Maica Domnului. Tot atunci ne vom aminti că Sfântul Părinte a fost papa familiilor, așa este numit, și așa va rămâne. Și sigur, Spiritul Său este prezent acum în Sinod, inspirându-i pe episcop pentru ca să iubească familia, să o apere de toate intemperiile care sunt astăzi în lume. Noi aici vom avea o mai mare grijă de familie, pentru că am instituit acest oficiu al grijei pentru familii. Părintele Felician este cel care coordonează acest oficiu, a fost și înainte, dar vom fi cu mai multă grijă pentru familii și sigur că miercurea viitoare, înainte de slujba de seară, va fi și sfințirea centrului destinat familiei aici la noi, în Iași, unde părintele va lucra. Noi avem aici astăzi și pe Sfântul nostru, fericitul Anton Turcăviș, protector. Vrem să încheiem această celebrare a Sfintei Liturghiei, primind și mesajul său de iubire față de cruce. A îmbrățișat crucea cu toată ființa sa, dăruindu-se și el ca și Iisus, lăsându-ne un testament al iubirii. Vrem să ne rugăm acum, în încheiere, înainte de
a proceda și la adorația Sfintei Cruci, vrem să încheiem cu rugăciune și cu binecuvântarea cu relicvia fericitului nostru Anton Turcovici. Dumnezeule, care în fericitul martir Anton ai dăruit bisericii tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice, prin cuvânt și faptă, dă-ne prin mijlocirea lui, ca mărturisind aceeași credință, să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire. Doamne Iisuse, marele păstor al sufletelor noastre, privește cu bunăvoință spre poporul nostru credincios, care se încrede în bunătatea ta nemărginită, și dăruiește-ne pentru sfințenia și curajul fericitului martir Anton Turcovici, mărturisitorul tău, harul de a-l avea cât mai curând sfânt în calendarul nostru, pentru ca el să rămână modelul nostru spre slava ta cea mare și spre binecuvântarea întregului nostru popor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Maica Bisericii, Regina Martirilor, invităm acum Preasfințitul ca împreună să împărțim această binecuvântare, urmând să adorăm crucea, așa cum ne-a spus Părintele Felix. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a fericitului nostru episcop Anton, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, merge și trăiți în pace. La ta